Salutare, dragii mei! Și bine, v-am regăsit uh, la un nou episod din, din uh, Techit Classic. Chiar mi-a zis cineva la episodul anterior că și-a instalat Techit și că e pe versiunea 1.6.4 la el. Pentru a avea versiunea pe care o am eu, trebuie să vă instalați Techit Classic. Și, astăzi avem ceva pre foarte frumos pregătit pentru voi. Ca de obicei, nu facem niciodată chestii urâte, dar, în primul și în primul rând, chiar mi-a zis cineva la episodul anterior și chiar uitasem de acest lepec că pot să-l scot, nu mai este necesar. Bine, mai am eu eventual acea șurubelniță electrică, dar o folosim foarte rar. Deci o să deschidem frumos săpulețul cu tot ce ține de Bill Craft și o să pun lângă această cheie, care este ultima noastră unealtă electrică, o să pun acest lap pack și luăm niște de-astea. Bun, dragilor, acum suntem full armură, super! Eh, în acest episod, cum ziceam, avem ceva foarte interesant de făcut și anume, este momentul să automatizăm automatizarea. Exact, ați auzit bine. Nu este o glumă. Automatizăm automatizarea. Ce vrea asta să însemne, vă întrebați? E bine, este momentul să automatizăm craftarea crafting table-urilor automate. <gângh> Vreau să rupărați să spuneți la final în comentarii de câte ori m-am repetat, de câte ori am zis propoziții cu același cuvânt de mai multe ori, că o să ne repetăm în acest episod. Bun. Eh, în acest episod vreau să facem aceste crafting table, vreau să le craftăm pe ele într-un mod automatizat cu noua noastră fabrică și pentru asta, cum v-am zis și în episodul anterior, trebuie să ne gândim la ce materiale avem nevoie, da? Și pentru asta o să înlătur, sunt, așa, nu știu exact, ia că. deci, a da, avem Slay All Mode și Agro Mode, ia Agro, face ceva mai special, nu? Ok, deci agro e doar pentru sabie, nu este și pentru topor, e bine de știut. Lăsăm pe all mode și aici o să trebuiască să facem încă un modul din ăsta. Numai că de data asta îl vom face pentru alte materiale. Hai să scriem aici. Au, automatic, crafting table și am că o să facem rețeta aceasta pentru că asta e puțin mai grea și avem nevoie și de acest de wafer. avem nevoie de mult aur Aici nu ne trebuie aur deloc. Ceea ce cred că e mai ieftin. De fapt, sunt destul de sigur că e și mult mai ieftin dacă facem rețeta aceasta. Deci o să facem pe asta. Avem, ok, lemn putem să producem. Trebuie să ne gândim la ceea ce are MK. Lemnele au MK. Cutia are MK. Ăsta nu are MK. Dar el se craftează dintr-un crafting table care are MK. Deci avem trei obiecte. Astea nu au MK, dar ele se fac din bețe care au MK. Deci ăsta este al patrulea obiect. Și al cincilea obiect este acesta, numai că nici ăsta nu are MK, dar el se face din sticlă, ăsta este al cincilea, și pe ăsta l-avem deja. Deci 5, obiecte, noi aici avem 6, o să ne trebuiască 5. Deci o să facem frumos, pac, va trebui să facem ce avem acolo, va trebui să repetăm aici și nu o să facem chiar tot împreună, dar o parte, pentru cei care poate n-au înțeles, mai repetăm și acum. În primul și în primul rând, pe unde o să facem combinarea, cred că, uu, da, da uh, Standard mode, așa uh, Ignorați tot ce ați văzut azi Bun, deci pe aici putem lejer să facem Combinarea și o să și facem Unde sunt magtuburile, uite-le aici uh, Așa, și în sus uh, Chiar aș putea de exemplu Să duc toate magtuburile De care am nevoie de data asta O să vreau să duc la aceeași înălțime, chiar dacă mie îmi trebuie doar 5 O să rămână unul gol momentan Opa nu este bine. Și întrebarea mea este, mai avem noi oare mectuburi? Ho, ho, și încă câte mai avem? Mai avem o grămadă de MacTuberi. Bun, putem să pregătim toate MacTuburile. ca să le avem pregătite. Și să știm că le-am pus. Bun, și putem să ne conectăm și aici. Adică nu zice nimeni că trebuie să ne conectăm doar prin o direcție. Dacă ne conectăm prin două direcții, automat o să avem o lungime mai mare. Vreau să sparg și pe aici. Avem acum acest aparat cu care spargem foarte interesant. Vreau să ne conectăm și pe aici. Pac, și bineînțeles pe aici ca să aibă drumuri cât mai scurte pe care să le, să le facă acest aparat. Acum ne trebuie clasic acest nu mai știu cum se numea accelerator bun care trebuie să primească energie. Energia i-o dăm. Fargem acest bloc, luăm cabluri de curent, luăm de aici cabluri și le aducem aici. Bun, și acum acceleratorul și retrieverul vor primi ambele curent de la toată multitudinea noastră de panouri solare pe care le-am le terminat de pus în episodul anterior. Și nu v-am menționat de ce nu a apărut un episod ieri, v-am spus pe ultimul live stream de acum câteva zile că s-ar putea, că -ar putea să nu apară episod în ziua de ieri și chiar n-a apărut, dar na, v-am explicat de ce. Acum mă revanșez și eu cu un episod. Bun, deci avem această șmecherie, continuăm, ne trebuie iarăși, vreau să pun și aici trag cablul în coace, vreau să pun iarăși un battery box ca să nu se vadă, așa, și de aici facem aceeași chestie, pac, după aia un accelerator din asta. perfect, și nu, bine, trebuie învârtit, nu e nicio problemă, așa, și acum ar trebui să fie ok, mai trebuie să punem un cablu de electricitate și da, trebuie să mă culc, am observat, am observat că trebuie să mă culc, hai să dormim, S-a aprins și acceleratorul acela și ar trebui să fim ok. Ia să vedem. Cred că avem tot ce ne trebuie. Hai să, Hai să vedem. În primul și în primul rând vreau să le iau într-o care ordinea. Deci ăsta are 8. Ăsta are 64. Cred că ăsta va fi primul. Ăsta are 32. Crafting table-ul. Și astea au 4. Ok. Și cu ce mai era? Cred că lemnul. Da, cu 8. Bun, deci cuferul este cel mai scump. Ne trebuie niște cufere. Și pentru cufere, a, cineva m-a întrebat încă o chestie, dacă nu se poate trimite mk ul în tableta aceasta și nu, nu se poate face acest lucru. Ia, dacă pun eu așa, mi arată alte feluri de cufere, nu. Nu face nimic, avem aici noi o... Ce n-am pus aici? Hmm. Parcă mi-ați spus voi în episodul anterior că n-am pus o rezervă aici, dar nu știu de la ce era. A, de la lână, da, 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 oare mai am vreo lână? A, uite cufere, perfect, super lemne, iarăși nu să ne trebuiască, hai să iau și niște de astea, că o să-mi trebuiască și astea. Nu mi-am luat, nu mi-am pus rezerva la lână, dar cred că, da, uite, am lăsat aici lână, e ok. Într-adevăr a avut dreptate cel care mi-a zis, îi mulțumesc. Ia, cum stau carierele mele, mai lucrează? A, da, mai lucrează, ia, uite. U, mi-a luat un interdiction torch pe care l-am pierdut pe acolo prin subteran, l-am lăsat pe acolo. Iacum stăm? U, cât tin! U, cât cupru! U, cât fier! ceva aur, ceva silver. Bun, bun. Foarte multe blaze roduri. Înapoi la treabă. Hai! Înapoi la trebuță. Deci, acum avem ce ne trebuie și anume cufere. E. Eh. ce vreau eu să fac? Vreau să fac cufere, da? Pac, facem cufere. Cufărul are 64. Dintr-un fier aș obține 4. Dintr-un aur aș obține de 8 ori mai mult. Adică 32 de cufere. Dință, cred că 32 de cufere este puțin cam mult, dar dacă stăm să ne gândim... Dacă stăm să ne gândim, cuferele cu siguranță vor fi folosite prin mai multe zone ale fabricii, deci cred că nu este un lucru rău. O să iau niște aur și dacă nu am 32 de cufere, te rog, adă -mi un aur. Așa, și-ar trebui să-mi aducă un aur să se facă aici niște cufere. Și nu văd aurul. De ce nu-l văd? stai că le-am pus invers. A, dacă ăsta era tiul, deci stai, ăsta... mai bad. Deci, dacă nu am 32 de cufere, cerem un aur. A, așa, acum da. Le-am încurcat pentru că vedeți că request-ul, în loc să fie în dreapta spre retriever, a fost în stânga. Și asta m-am cușit. Avem fix 32, mi-a cerut un aur și acum s-a oprit. Și bănuiesc că aurul a ajuns aici. Exact, mamă, 64. Ok, tu îmi cer doar câte unul, văd că aici nu au mai fost probleme, ceea ce mă bucură. Hai să le punem pe astea înapoi. Bun, dar începutul funcționează. Chestia asta, iarăși trebuie să o repetăm până sus cu fiecare material. Haideți să fac eu toate modulele până sus și după aia vedem să le punem împreună. Dar de mi-am dat seama că vreau să vă mai arăt o chestie. Putem, odată ce avem foarte bine pus la punct sistemul, putem să le construim pe toate deodată și este mult mai, mult mai ușor și mult mai plăcut, părerea mea, când facem mai multe deodată în felul acesta. Ia uite, ia uite ce frumos le facem. Așa, după aia, uh, energy condenserele, tot așa, de sus în jos, nu contează foarte mult dacă e de sus în jos sau de jos în sus, dar e ok. După aia putem să punem aceste panouri, trebuie puse aici, după aia, a acolo, după aia aici, hai, după aia aici și după aia aici. Bun, după aia urmează, ia uite ce ușor le facem dacă le facem deodată. Super, e mult mai relaxant și mult mai, mult mai eficient. După aia retrieverele, pac, 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 bun, și acceleratoarele. Pentru că aceste Mectuburi nu fac nimica fără acceleratoare. Așa, numai că retriever și acceleratoarele și acceleratoare nu fac ele, nici ele nimic dacă nu au curent. Corect? Deci trebuie să punem și cablurile de curent. Așa, așa și cam atâta și ne mai trebuie și în partea asta tot la fel. Pac și pac. Super. Și acum toate o să primească curent. Acum energia practic se împarte de la aceste aparate. Se împarte ușor, ușor între toate aparatele se deschid mai greu pentru că durează până se echilibrează energia. Vedeți că ăsta are sus. Uite, acum s-a încărcat și el și s-au încărcat și acceleratoarele. Perfect. Sistemul este pregătit. Trebuie doar să punem itemele. Deci am pregătit cuferele. După aia continuăm cu crafting table. -uri. Hai să ne facem crafting table-uri. Două, moment. De fapt, puteam să fac doar unul. Hai să facem câteva Crafting table, uite, 32. Ele au 32. Aici aș vrea să folosesc fier. Da, aș vrea să folosesc fier și să zicem că vreau să am cam 16 crafting table-uri. Dacă nu am 16, vreau să-mi ceri, unde am eu fierul, uh, vreau să-mi ceri un fier. Dacă nu am 16 crafting table-uri, de fapt stai că dintr-un fier cât primesc, deci aș fi primit 4 cufere, înseamnă că o să primesc 8 crafting table-uri. Da, e ok. Deci dintr-un fier eu primesc ăla, așa. Și acum ăsta o să-mi ceară fier și o să-mi facă crafting table-uri. Hai să-l vedem. Aha, uite, mi-a cerut. O să mai ceară încă unul și o să am 16. Bun. Acum, următorul pas va fi pentru lemn, să zicem, da? E, lemnul are 8. Lemnul este foarte mic. Putem să facem și din cupru. Cred că din cupru ar fi cel mai indicat. Are 85. Fierul are 256 dacă aș încerca să fac... Este de 8 ori. Aș obține un stec de lemn dintr-un singur fier. Hai să facem așa. Cred că... Cred că e relativ ok. Bun. Cred că un stec de lemn e ok pentru că lemnul cu siguranță va fi și el folosit la mai multe aparaturi. Deci trebuie să ne gândim și la asta când distribuim itemele, da? Bun. Deci. Dacă nu am... Ia să mai fac eu puțin fier, uite, din aceste... de puțin lemn, pardon. Deci dacă nu am un stec de lemn... Adam, tu te rog frumos de aici. Așa, Adam, tu te rog frumos, un fier. Uite așa, ia să vedem. Ar trebui să-mi aducă un fier și să se facă fix un stack. A, nu, a, 32 îmi dă. Am calculat greșit. Ok, cu atât mai bine. E și mai bine. Aș putea să las 32. Hai să lăsăm 32. Așa și acum dacă scot astea, o să-mi aducă un singur fier. Am socotit greșit, se pare că... Na, da. oricum niciodată nu este bine să să calculezi pe o filmare. Știm cu toții. Bun, hai să facem niște bețe. Că ne trebuie bețe. Următorul pas va fi cu bețele. E, bețele chiar vreau să le fac din cupru. Nu știu exact câte bețe primesc dintr-un cupru. Ia dăm tu niște cupru. A, să las aurul înapoi. Știți care e chestia? Ok, o să las aurul înapoi. Nu trebuie neapărat să-l las. Pot să arunc toate chestiile direct în condensărul ăsta. Fiindcă ele după aceea se fac înapoi. Dar nu înțeleg de ce tot timpul merge câte un stec aici. Dar nu contează. Uh, ce aș putea să las? Uite lemnele astea. Hai să las și pământ. Am zis că mai țin niște pământ la mine, numai că nu prea am spațiu. Am prea multe chestii de care n-am nevoie și nu știu să mă descotorosesc de ele. A, ah, aș putea să las aceste landmark-uri. Ia să le las eu în... Uh, uite aici. Așa. A, ah, și jetpack -ul. aș putea să nu-l mai țin aici, să-l țin în uh, Billcraft, cum am făcut cu leppecul. Așa, să fie și el tot aici. Foarte bine. Acum... Ne întoarcem la bețe, deci din, dintr-un cupru obțin 21 de bețe. Ok, 21 de bețe. 21 de bețe este bine. Uh, deci dacă nu am... Hai să zicem, să mai facem o dată. Așa. Dacă nu am jumătate de stec de bețe, Adam, tu te rog un cupru. Așa, să ar trebui să-mi să aducă vreo 2 cupru și o să-mi facă undeva la 42 de bețe, cred. Așa, și eu o să mai... 43. Bun, eu am mai adăugat puțin. Acum, uh, ce mai trebuia? Sticlă. Ne mai trebuie sticlă și sticla, uite că nu o avem. Las că mergem pe jos, că ține minte că e mult mai rapid dacă mergem fără să zburăm. Hai să vedem unde avem noi o bucățică de sticlă. Una singură. Hai puțin mai mult totuși, că nu strică. Și să adăugăm și sticla E și după aia o să vină partea foarte interesantă, o să vedeți. Că acum practic ne repetăm, facem ce am mai făcut și în episodul anterior. Sper că nu vă deranjează totuși. Fac asta pentru că aș vrea să vă obțin un episod. Aici clar o să folosim cupru, fiindcă primesc... Aș putea de fapt să folosesc chiar și ceva mai mic, dar sticla iarăși este un material care se va obține des. Dacă nu am... Uh... Veniți voi încoace. Dacă nu am 32 de sticlă, cerem un cupru. Așa și o să-mi ceară un cupru. După aia o să pun și sticla tot aici să avem rezerve. Ok, și cam atâta. Deci avem toate itemele înmulțite. Și acum vreau să mergem aici. Facem aceeași chestie. Ține minte că în partea asta uh, am lăsat de pe colț două câmpuri. Deci lași fel o să facem și în partea aia. Și vă ziceam din Deci sper că nu vă deranjează că lucrez mai mult pe aici. Știu că în general... Uh, wide shot, Cred că Mega Impact mă interesa ea. Da. U, uh, stai. A, așa. Bun. Deci, din nou, sper că nu vă deranjează. Stai că nu mai înțeleg nimica. Ce faci ăsta? Nu mai înțeleg cum funcționează. În fine. Uh, deci sper că nu vă deranjează foarte tare că fac asta, dar am vrut să vă obțin un episod puțin mai lung având în vedere că ieri nu am postat. Bă, nu că nu vă deranjează, adică până la urmă e vacanța de vară, să aveți și voi la ce să vă uitați. Uite, deci depinde foarte mult în ce direcție mă uit eu. Că uneori funcționează într-un fel, uneori funcționează altfel. Hai să rămânem pe wide shot. Că ăsta e mai ușor de controlat și știu exact ce face. Că vreau să fac și puțină adâncire. Așa. Aici o spargem frumos așa. Pac, 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 pac. Bun. Și acum vreau să facem cam aceeași chestie. Deci lăsăm 1, lăsăm 2 și aici deasupra o să trebuiască să înceapă sistemul, da? Bine, hai să, să folosesc, nu mai am lemne, ba da, mai am lemne din astea, așa, deci 2, 3, 4, 5, 6, 7, până aici. Bun, înseamnă că de aici o să vină următorul, următoarea linie, oricum, linia aceasta, aici o să lucrăm noi. Și o să vreau să facem aceeași chestie, numai că de data aceasta pentru niște crafting table-uri automate. Așa că hai să nu mai zăbovim și să trecem la datorie. Hai să vedem exact la ce înălțime am făcut. Deci fix unde vine podeaua încep și astea. Bun. Faza e că aici e podeaua unde am pus eu lemnele. Trebuie... Bine, că am mai pot mai am niște pământ. Deci aici e podeaua, da? Ok. Înseamnă că aparatele mele vin deasupra. Mectuburile. Deci apar... Deci... Așa aparatele mele vin la acest nivel unde este acest mectub. Bine. E, și acum trebuie să facem uh, momentan o... Bravo. Mai vreau să văd o chestie. La ce nivel am pus uh, tuburile pneumatice? La nivelul 59. Mă uit acolo sub hartă, că mi arată uh, nivelele, că vreau să fie o, să fie echilibrată. Bun, deci eu sunt la 60, trebuie cu un nivel mai jos decât uh, cel la care mă aflu eu acum. Aici. Aici trebuie să le leg practic. Așa, după aia mergem frumos în coace. 1, 2, 3, 4, 5 și încă una. Perfect, de aici ne urcăm în sus și acum ar trebui să fie ok. Bun, deci în partea asta, crafting table-ul automat va veni uh, aici, deasupra acestui bloc. O să vină acel crafting table automat, uite-l aici, pac. Iar apoi ne trebuie Seava de restricție, care momentan nu se corectează, dar nu este nicio problemă, că v-am explicat eu de ce nu se... De fapt, nici nu mai știu dacă v-am explicat, dar uh, ideea e că o să vă arăt imediat. O să vă arăt uh, acușica de ce nu se conectează, dar nu este absolut nicio problemă. Bun, și în linia asta o să vină obiectele, deci Later, Retriever și Accelerator. Bun, ar trebui să fie ok. Ăsta scoate itemele, tot frumos. Bun. Bun, ce trebuie eu să fac acum este să transport itemele, adică să fac tubul de iteme să ducă până acolo, dar și tubul de electricitate și asta chiar am de gând să fac Să fac off camera că nu are sens, să mă vedeți pe mine făcând asta. Și cam acesta este modulul și tocmai ce încep să se aprindă și alea durează puțin mai mult pentru că energia se transportă mai greu pe distanțe lungi, mai ales că, cum să vă explic se și împarte în două, adică se transportă până aici și după aia se împarte în două bed box battery boxuri, dar încetul uh, cu încetul se va umple și se vor apri, uite, sau mă prin sale de sus. Ia uite aici, uh, vreau să văd dacă am uh, aici energie, uite aici avem. E, eh, certe că aici o să lucrăm noi, da? Și o să vreau să lucrăm pe diferite tranșe. În primul și în primul rând, deci cutia o avem, astea le avem. Ne trebuie aceste în transport pipe, care se fac foarte ușor. Hai să le facem pe mai întâi. Bun, deci Uh, știm că Ne trebuie Ne întoarcem un pic acolo Ne trebuie sticlă și lemn Și lemne, uite, luăm de aici Sticlă Luăm de aici Așa, și acum putem să ne facem ce trebuie Deci uh, Cu o sticlă Și două lemne O să pot să obțin astea, da? Hai să ne asigurăm că așa este Deci două lemne și o sticlă Perfect, avem obțin din astea E, dacă... Să zicem că vreau înăuntru să am... Uh, cât să zicem? E, eh, dacă nu am, să zicem, 8 și 4 sticlă, vreau să-mi ceară jumate, adică 2 și 4. Pac și pac. Bun. Deja, teoretic, ar putea să ceară. Nu! No. de ce mi-ai cerut tale, alte? Ok, asta mi l-a cerut. E un lucru bun. Dar asta unde s-au dus. Ok, acum certe că s-a conectat, să se spargă asta. Uh, acum vedeți că s-a conectat. Pentru că el se conectează numai atunci când are ceva aici. Dar cine le-a furat? Că ele au fost furate de aici. Cine le-a furat? Este uh, așa să-l pun păstă înapoi. Deci, ci, ci, unde s-au dus? Este așa. Deci, aici -aveau, Aici oricum nu aveau cum. Ci, cine mi le-a furat? Unde s-au dus? Aveam eu ceva pe aici care folosea cabluri sau s-au dus uh, aiurea? Au ajuns aici, dar de ce au ajuns aici? Ce caută ele aici că nu le-a trimis nimeni? Adică ele n-ar trebui să poată ieși decât dacă sunt cerute. Cred că era, cred că a fost, a, cred că, cred că a fost un bug. Probabil. Abar n-am. Eh. Sperăm că nu este cazul. Hai să vedem, dacă eu acum scot astea. Nu mai am cât îmi trebuie și ar trebui să-mi ceară. A, uite-le că vin. Încetul cu încetul și trebuie să... Aha, uite că au ajuns. Perfect, au ajuns. Și acum le avem. Și avem cu ce să ne craftăm altele. Super. Cred că a fost un mic bug că au pornit astea. Următorul pas. Vreau să... Deci avem astea. Foarte bine. Ne mai trebuie această măsuță. E, pentru această face această măsuță ne trebuie aceste rotițe care se fac din patru bețe. Nimic foarte special. Uh... Îmi trebuie niște lemn pentru a mai face bețe. Dați că m-a luat o o înțepătură în gât. Nu știu dacă ați simțit vreodată așa o durere de gât, dar nu o durere de da, aia simplă, așa ca, ca și cum v-ar înțepa ceva așa din interior. Vreau să-mi scrieți în comentarii dacă ați simțit și voi vreodată asta. Pentru că eu o simt chiar în momentul ăsta. Simt că m-a înțepat o albină în interiorul gâtului, ceva de genul. Bun, aici. E. Eh. Pac, pac, pac. Asta vrem. Și ne mai trebuie bețe. Cred că atâtea. Pentru că dacă nu am, să zic, 16 bețe înăuntru, vreau să-mi ceară 8. Deci dacă nu am 16 bețe, cerem 8. Și uite, iar mi-a trimis astea. Ce se întâmplă? E un bug. Dar poate se rezolvă când nu o să mai adaug chestii noi. Că de aici, teoretic, ar trebui doar să poată să scoată. Adică el, da, scoate, ok, dar cine le cere? Că ele trebuie să fie cerute ca să mi le scoată. Really weird. Hmm. Foarte ciudat. Bine. E, certe că mi le-a cerut. Și acum avem. Avem 20. Bun, avem acum rotițe. E. Foarte important de precizat este că rotițele fiind doar câte una, nu pot să cer mai mult de una. Eu am nevoie aici de 4. O să vedeți imediat la ce mă refer. Deci, eu vreau să pun un crafting table și îmi trebuie 4 rotițe. Așa, adică am făcut. A, uite, fac 6. Deci, eu am nevoie de 4 din astea. Dacă nu am, hai să mai facem câteva am 9. Vreau să am înăuntru 8. Dacă nu am 8, să mă asigur că ăsta este, da? Dacă nu am 8, eu nu pot să-i cer direct 4 jumătate, pentru că el aici primește doar câte una. Deci va trebui neapărat să-i cer doar una. Dar nu e problemă. Acum ar trebui să mi le ceară. Și de asemenea, dacă nu am... Deci 8 din astea, dacă nu am două crafting table-uri, vreau să-mi ceri un crafting table. Așa și să dorm, fiindcă nu vreau să... Hai să ar trebui să pornesc chinelul când lucrez pe aici, că dacă e să vină un creeper, să știu sigur că nu, nu, poate veni prea aproape. E un lucru... Uite, tot, tot îmi scoate aiurea chestii. Le vedeți? Asta unde se duc? Sper că se duc unde trebuie și nu altundeva. A, s-a oprit, s-a oprit. Bun, deci doar le cerea și... Evident că v zis, ele ajung și acolo. De asta avem această cutie. Este cutia de buffer. Aici ajung toate chestiile rămase. Dar ferma uh, funcționează. E un lucru bun. Acum, am făcut uh, masa. Masa aceasta automatic crafting table de level 1. E, acum ne trebuie cea de level 2. Și pentru a o face pe asta, ne trebuie multe chestii. În primul rând ne trebuie, o să-mi iau 1, 2, 3. 3 e bine momentan. Deci ne trebuie o masă din asta. 3 din astea. Uh, 4 scândurele. Și o cutie pe care nu am. <gâng> O cutie pe care nu o am. Dar las că o avem noi aici. Vreau să iau niște cutii. Bun. Și acum ar trebui să putem să automatizăm acest Automatic Crafting Table. Ia să vedem tu. Bun. Și ne trebuie patru. Aș vrea să am cât pentru două. Da? Deci tot timpul să se poată aduna cât pentru încă două. Deci am nevoie să am înăuntru opt lemne. Așa. Dacă nu am opt lemne... Hai să îmi pregătesc aici. Dacă nu am 8 lemne, vreau să-mi cer 4. Hai să le și punem. A, așa. dacă nu am 3 din astea, adică 6, că am zis că vreau pentru 2, deci dacă nu am 6 din astea, cerem, te rog, 3. Deci 6 cu 3. Bun. Dacă nu am 2 din astea, cerem 1. 2 din astea, îmi cer 1. Și dacă nu am 2 cutii, cerem 1. Deci, două cutii, una. Și acum ar trebui să putem, într-o clipă, să facem crafting table automat. Ia să vedem. Ia să vedem. Hai, yes! Automatic crafting table, automat. Ce mai vreți de la mine? Aici ar trebui să mai vină încă una. Perfect. Și aici, 6. Și uite, s-a mai făcut. Eu, da, asta iar a plecat. Nu înțeleg de ce tot pleacă. Deci aia a plecat. Uite, tot pleacă. Unde pleacă? Unde se duce? Se duce iarăși în cutia de buffer, dar nu înțeleg de ce. Că eu nu-i zic să se ducă. Hmm. E un bug. E, este un bug. Uite, acum iarăși s-a oprit. Și acum când se poate crafta alta, mi-o craftează și asta dispare. Dar de ce dispare? Că nu le-a cerut nimeni. Da, este în face acum la nesfârșit aici chestii din astea. Nu este un lucru foarte bun. Chiar nu este un lucru mai deloc bun. Ia să de ce nu se oprește? Uh, hello? Stai așa. De ce nu se oprește? Foarte jurat. Ia, dacă te conectezi la loc. Iar mi le cere. De ce mi le tot cere? Hmm. De deci E foarte îndepărtat. Hai să mai punem o cutie de buffer undeva pe aici. Nu cred că ajută la ceva, dar o punem. Hai să împrumut. Nu cred, nu cred că mai am acceleratoare. Mai am acceleratoare și nu știu eu. Cred că le am terminat, cred că va trebui să mai fac. Da, nu mai am. Uh, va trebui să împrumut unul de pe aici, că și așa momentan nu avem nevoie de ele. Uh, uite, punem unul. Trebuie să fie și activat. Îl punem aici, ca să primească și energie. Și 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 și, și, și o cutie pe care nu o dețin. Las că facem noi rol de o cutie. A, ah, știți ce idee mi-a venit? Dar dacă aș pune eu direct o cutie din asta cu un red meter înăuntru. Hai, hai nu cu un red matter, hai cu un, uh, un, diamant, de exemplu. Ca, na, chestiile care se pot transforma să se transforme și cele care nu se pot transforma vor intra pur și simplu aici, că mi se pare că pot intra, sau? A, nu, a, nu, stai că nu s-au conectat, of, stai că îmi trebuie o țeavă normală de data asta, am uitat de asta. O singură țeavă normală îmi trebuie. Pac. Și punem asta în Oi, bun, și aici punem apoi diamantul. Ok. E, eh. și acum te-ai potolit pentru că nu mai faci. Dar oare de ce nu mai faci? Cine, te... Cine s-a blocat? Hai să vedem ce nu mai primești. Deci, aici are. A, ah, nu mai are destule. Aha, vedeți? Eu i-am spus să-mi ceară ok. Deci, la astea ar trebui tot timpul să-mi ceară doar câte una. La astea care sunt craftate. Tot timpul ar trebui să-mi ceară una singură, fiindcă nu este foarte ok. Pac, deci doar una. Așa, astea se înmulțesc, deci ok. Bun, dar nu înțeleg de ce astea tot dispar. Ideea e că acum dacă e să dispară, vor dispărea în această cutie. Dar nu este neapărat cu mult vedeți, deci rămân foarte multe resturi. Na. Nu este neapărat un lucru foarte bun ceea ce se întâmplă. Uite, vedeți? Iarăși mi l-a adus aici. Nu știu de ce se întâmplă asta. Hmm, trebuie să investigăm. Trebuie să investigăm automatic crafting. Deja deci atunci când se mai face încă unul ăsta, mi-l trimite automat. A, uite, acum s-a oprit. Sau? Uite, acum s-a oprit. Vedeți, nu mi-a mai craftat. Ceea ce e bine. Ori s-a potolit, ori nu s-a potolit, habar n-am. Dar cert că acum nu, mai, nu mi l-a mai furat pe ăsta, ceea ce e un lucru bun. E, și aici o să mai intre și alte chestii de buffer, cele care pot, se pot transforma înapoi să se transforme înapoi, cele care nu pot, nu pot și nu-i problema. O să rămână acolo, dar decât să se facă dita mai și ragu, așa cum am făcut în cutia de aici, cred că e mult mai bine să pun un energy condenser ca să le recicleze măcar pastea care au EMC. Cred că e un lucru foarte bun. Eu 20! 20 mi-a făcut. Avem 30. Bun. E un lucru bun, totuși. Am făcut din greșeală, dar am făcut destul de multe cât să avem în viitor. Ăsta a fost planul nostru foarte important de astăzi. Fiindcă o să-l tot folosim pe viitor. Trebuie acum să continuăm. În episodul următor, cred că trebuie să ne axăm pe mărirea fabricii. Cred că avem destul de bunicel curent. Pare că stăm relativ bine cu curentul. Pare că stăm relativ bine. Hai să vedem aceste bedbox-uri dacă nu sunt nici pe departe pline, dar o să mai dureze de ceva. Uh, poate o să mai fac panouri solare, nu știu exact. Ideea e că trebuie, trebuie să automatizăm obiectele care se folosesc aici. Și mă refer la aceste... Aceste retrievelatere și retrievere se fac dificil. Trebuie neapărat automatizate. Aceste acceleratoare ar fi și ele bine să le, să le automatizăm, deși nu se fac ele foarte complicat. Aceste MacTube uri iarăși se fac destul de neplăcut. Uh, dar, pentru astea, de exemplu pentru retrievere sau altceva, dacă ne uităm să ne reamintim rețeta, ține minte că se fac cu diferite aliaje, da? Și pentru aliaje automat ne trebuie cuptoare, da? Ne trebuie cuptoare din alea speciale, deci va trebui să ne facem și o zonă pentru cuptoare, cred că asta o să facem în episodul următor. Ideea e că la cuptoare va fi foarte diferit, nu va fi aceeași chestie, pentru că v-am explicat acum vreo două episoade că la cuptoare itemele trebuie neapărat să intre pe sus și să iasă prin dreapta, am impres, sau prin lateral, da? Deci nu pot, nu pot să iasă pe sus și să intre printr-o parte. Trebuie să intre pe sus și să iasă printr-o parte. Deci va fi cu totul altceva. Dar uh, cred că ne vom descurca. Dar uite, avem 32 de mese. Acum, oricând vreau, pot să vin să-mi iau de aici mese automat, câte 3 deodată. Sau pot să-mi pun undeva pe aici, să zicem aici, aș putea să-mi pun un retriever care să îmi ceară câteva mese într-o cutie. Da, aș putea să fac treaba asta. Să zicem cam aici. O punem doar așa temporar ca să vă demonstrez. Deci, un retriever aici. Îl pun aici ca să aibă și curent, să nu mai chinui să-i trag cablu. A, dar ne trebuie și un accelerator. stați așa. Aici o să vină acceleratorul. A, nu mai am accelerator, stai așa. Mai împrumutăm unul de aici. Nu-i problema. Nu-i nicio problemă. Ba da, este o problemă. Este o problemă. Uh, da, am zis că punem pe undeva pe aici. Deci punem asta. După aia, nu acolo. Dragonel, concentrează-te. Te rog frumos să te concentrezi, că râd fanii de tine. Deci, tu vii aici, așa. După aia, retrieverul frumos aici. După aia, o cutie de orice fel nu ne interesează. Și, bineînțeles, aici ne trebuie încă un MacTube. E, eh, și acum astea sunt activate și pot să-i spun acestui retriever, Adam ah, trebuie și un retrieviulator și ăsta l-am pus invers, cred că urlați la monitorul unii dintre voi. Hai să vedem, deci aici ne trebuie încercarea a 10-a, cu făr, cu later, nu pot să pun? Of, nu pot să pun, îmi trebuie un bloc de suport, așa, și după aia Retrieverul. nu pot să pun, așa, bun... Asta primește curent și acum acum, dacă nu am cel puțin, să zicem, 8 mese în cutie, adă o masă. Așa și el ar trebui să-mi aducă mesele. Uite, deja mi-a adus câte a putut și acum am craftează altele. Și în cutia aceea, întotdeauna, deci întotdeauna, o să am 8 mese, cel puțin. Și în felul acesta pot să vin tot timpul să-mi iau de aici câteva mese. Și cam așa putem să stăm să facem pentru itemele cele mai importante, să ne facem un fel de consolă să ne, de exemplu undeva pe aici, prin mijloc sau pe acolo, să ne facem o consolă unde să alegem noi itemele care vrem să ne vină. Uh, tu stai bine, ok? Sper că se va opri din nou <gânt> când va avea prea multe chestii, dar aici funcționează, se reciclează toate obiectele, frumos. Ideea e că dacă aici se fac diamante, sistemul poate să-mi ceară și de aici diamante când are nevoie acolo, numai că e foarte departe, deci nu o să fac asta cel mai probabil. Astea nu au MK. Ideea e că, iarăși, sistemul meu poate să-mi ceară iteme și de aici. Da? Deci poate să mi le receară pe acestea și să le refolosească. Și e foarte posibil să facă chestia asta, ceea ce nu mă deranjează absolut deloc. Chiar, chiar mă bucură dacă face treaba asta. Uite, și avem fix 8 și sistemul s-a oprit. Și ceea ce înseamnă că funcționează perfect. Deci a fost un mic bug că nu vrea să se oprească. Dar aici avem 9, dar nu e nicio problemă dacă avem 9. Putem să avem și, și 9. Nu ne supără să nu avem un stack, că atunci e problema dacă avem prea multe. Dar dacă avem 9 e ok. Uh, Culcăte. Cu te Bun. Dragilor, nu cred că mi-a ieșit episodul acesta. Hai să verificăm totuși cam cât de lung a ieșit. Uitați ce am spus. <laughs> Se pare că episodul acesta a ieșit mult mai lung decât mă așteptam, dacă m-am uitat eu cum trebuie la, la lungime. Deci, da, mă bucur. Eu nu știu exact cât de mult o să vă placă. Am repetat ce am făcut în episodul anterior, dar ați vrut, n-am Na, zis să compensăm un pic că ieri nu a apărut episod. așa că astăzi o să primiți un episod ceva mai lung. Sper că vă bucurați și pe data viitoare, numai bine. Pa, pa!